7 minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. 7 minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial. Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre binecuvântarea anotimpurilor. Știu că am mai vorbit despre asta, dar hai să zicem că reedităm un gât mai vechi, pentru că mă bântuie adesea minunăția anotimpurilor și, în primul rând, eu nu vreau să uit și eu vreau să fiu cu băgare de seamă la ce binecuvântare avem să trăim într-o țară care are 4 anotimpuri, deși s-au mai simplificat și am ajuns să avem 2 mai mult. Însă, în primul rând, aș face eu acest exercițiu și mi-aș impune mie această disciplină să iau aminte la binecuvântarea pe care o avem prin anotimpuri. O altă pricină pentru care mă gândesc la anotimpuri este că suntem în săptămâna mare și ne gândim și pregătim și așteptăm învierea Domnului. Încercăm să intrăm în atmosfera aceea de sărbătoare în care recunoaștem și ne străduim să vedem cum moartea este biruită de viață și cum, de fapt, triumful vieții prin învierea lui Iisus Hristos ne dă nădejde pentru toate colțurile, pentru toate zonele din viețile noastre unde este moarte, este întemnițare, este boală, este umbră. Când vine primăvara, e o explozie de verde, de floare, de bucurie, chiar dacă mai e sancționată de minus 2 grade, 0 grade neașteptate. Ne bucurăm totuși și vedem cum iarna e biruită până la urmă. Eclesiastul 3 vorbește despre frumusețea fiecărui lucru la vremea lui. Când un lucru este frumos, probabil că trebuie să ne gândim că e atât de frumos că e vremea lui, că se întâmplă în vremea lui. Sau când nu este atât de frumos, sau când nu-l simți atât de frumos și de împlinit, probabil că ar trebui să ne gândim că o pricină ar fi că n-a venit vremea lui sau că nu este vremea pe care i-a planificat-o cel care toate le plănuiește în înțelepciunea lui. Când mă gândesc la anotimpuri, la primăvară, învierea, Paștele, precedată de Buna Vestire sunt centrale. Când mă gândesc la toamnă, mă gândesc la Ziua Roadelor. Când mă gândesc la iarnă, mă gândesc la Crăciun. În vară, probabil că nu avem așa de ritualizate sărbătorile secerișului sau a câmpurilor pline sau a recoltatului, grânelor. Dar în fiecare anotimp am avea un eveniment de referință. În primăvară, cred că referința cea mai solidă este, de fapt, Paștele și Învierea. Așa cum există anotimpuri și așa cum avem primăvară, vară, toamnă, iarnă, așa avem în viața noastră ca persoane sau avem în viața noastră ca și familie sau, de ce nu, avem chiar în viața noastră ca și națiune cicluri de viață, o istorie care este împachetată în capitole pe care bine ar fi să le luăm ca atare și să le trăim ca atare. Numai că adesea în copilărie dorim să fim adulți, dorim să scăpăm de casă, de părinți. Când suntem adulți cu responsabilități, ne gândim cu nostalgie la copilărie, la adolescență. Când intrăm mai în miezul vieții, putem să fim mai nostalgici după ce am pierdut sau putem să anticipăm și să ne dorim
cu mare tristețe să ajungem odată la pensie, să scăpăm odată de toate, să avem tihna, serenitatea pe care uneori o merităm. Numai că în fiecare anotimp, înțelepciunea cere să îl trăim în plenitudinea lui, în frumusețea lui și dacă se poate să găsim și câte un eveniment ca și Crăciunul în iarnă, ca și Paștele în primăvară, ca și Sărbătoarea Roadelor în toamnă, să găsim acel eveniment, să găsim acel ceva care face anotimpul frumos la vremea lui și să nu avem nostalgii neadecvate, să nu avem neîmpăcări dureroase sau să ne luptăm cu ele dacă le avem, ci mai degrabă să luptăm pentru o serenitate, pentru o pace, pentru o bucurie care vine din faptul că orice lucru este făcut frumos la vremea lui. Primăvara care o trăim acum, săptămâna în mare în care anticipăm viața ce va birui moartea, este un anotimp pe care bine ar fi să-l trăim în toată plinătatea lui și bine ar fi să se adeverească o urare ce mi-am împropriat-o de ceva vreme, să ne cotropească învierea, să fie înviere peste toate ale noastre, peste toate colțurile, peste toate lăcașurile unde a fost o adiere de boală, de moarte, de uitare și să avem parte de ceea ce este atât de frumos la vremea aceasta a învierii. Șapte minute în familie. O abordare onestă a celor mai frecvente probleme cu care se confruntă familia mileniului 3. Șapte minute în familie. Împreună cu Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut familial.